Centrul de conferințe al Universității Valahia a găzduit un eveniment important, în special pentru studenții UVT care vin de peste Prut. Prin simple discuții și scurte prezentări ale volumelor Părinte al Mișcării Naționale din Basarabia și Pantelimon Halipa, apostol al Basarabiei, au fost comemorate cele mai importante momente de la unirea Basarabiei cu România din anul 1918. Evenimentul s-a desfășurat acum, deoarece săptămâna viitoare, în data de 27 martie, se împlinesc 96 de ani de la unire. Profesorul universitar, doctor în istorie, Radu Ștefan Vergati, a vorbit despre Părintele Mișcării Naționale din Basarabia și despre unul dintre autorii lucrării, Ion Negrei. În condiții cu totul speciale, una dintre personalitățile vieții științifice și neîndoielnic istorice din Republica Moldova, român, apărător al spiritului românesc în Basarabia, domnul Ion Negrei, fost viceprim-ministru între 2009-2010, actualmente cercetător principal cu gradul întâi, cu abilitate, la Institutul de Istorie și Drept din Chișinău, vine să facă o vizită pentru a înnoda relațiile cu Universitatea Valahia din Târgoviște. Sigur că sunt multe de povestit despre Pan Halipa, despre lupta lui curajoasă și în timpul regimului comunist, despre ani de detenție, ani când a avut pensie, modul în care a știut să îi înfrunte pe comuniști, așa. Conferința, găzduită de Corpul CA al Universității Valahia din Târgoviște, s-a desfășurat în cadrul proiectului Făuritorii Unității și Identității Naționale. Ion Negrei, reprezentantul Universității din Chișinău, a continuat discuția despre unirea Basarabiei cu România și a punctat importanța unor nume mari în istoria modernă. Vrem să readucem în actualitate personalitățile și opera acelora care au făurit istorie în 1917-1918 în Basarabia și în România, dar și în perioada interbelică până în 1940. Deoarece, anume pe acest segment, s-a trăit, așa să zicem, la o intensitate majoră, în plan național, de o parte și de alta a Ului. Este unicul segment istoric când neamul românesc s-a aflat așa cât de cât aproape în întregime, în hotarele unui stat național. Evenimentul a fost de mare interes pentru studenții târgovișteni, în special pentru cei care vin de peste Prut. Sunt masterant la Facultatea de Istorie la Universitatea Valahia. Din Republica Moldova? Da, sunt din Republica Moldova. Și, în genere, organizarea unei astfel de conferințe este binevenită, mai ales în lumina evenimentelor de pe 24 martie, când se împlinesc 96 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Da, cum am mai spus, cred că e o idee excelentă.